Eram copil. Mama mea își dorea foarte mult să mă fac medic, pentru că era bolnavă, bine, era deja vreo 70 de ani, și își dorea ca eu să fiu un mare medic, să o salvez. A trăit până la 97 de ani, dar nu pentru că eu m-am făcut medic, ci pentru că alții s-au făcut medici și pentru că ea a fost foarte puternică. Și am colegi, am avut coleg de bancă, care acum este neurochirurg, nașa copilului meu este un medic de excepție, am un prieten foarte bun, chirurg la spitalul de urgență, am o altă prietenă foarte bună, un medic excepțional. Pentru mine, oamenii ăștia sunt semizei. Nu știu cum sunt pentru voi, dar pentru mine, în clipa în care își pun halatul, chiar și prietenii mei, cu care pot vorbi normal acasă sau la telefon, în clipa în care își pun halatul alb, chiar și pentru mine devin alte persoane, devin niște eroi, pentru că așa îi simt eu. Am stat cu toții acasă și ne-am plâns că ne e greu, că ne plictisim. Noi doar ne-am plictisit și ne-am plâns. Ei nu se plictiseau, pentru că ei erau la spital și luptau și se zbăteau, deși uneori chiar și ei se speriau. Pentru că puteau să se infecteze. Și unii chiar s-au infectat. Pentru că uneori le mureau pacienți. Și am întrebat medici, ce faci atunci când îți moare un pacient? Și mi-au spus că e îngrozitor. Dar trebuie să se întoarcă la spital pentru că este un alt pacient în viață care trebuie salvat, care trebuie îngrijit. Când oamenii ăștia și-ar dori să facă un pas înapoi și să renunțe, în cazuri foarte rare, noi spunem că nu au dreptul pentru că ei nu sunt oameni. Noi nu îi considerăm oameni, ci semizei. Și atunci i-am pus pe un soclu pe care trebuie să-l suporte, pentru că îl merită și pentru că ne bazăm pe ei. Nu am spectacole de 2 luni, dar nu mă plâng, pentru că pot ieși afară. Acum pot face asta. Și de ce pot? Pentru că medicii și-au făcut treaba, pentru că au fost acolo și au luptat și s-au chinuit noapte de noapte, zi de zi. Și acum putem să ieșim afară și vom avea și spectacole și ne vom duce și la mare. Ne vom urca în autobuze și în metrou fără să ne fie frică, pentru că ei au făcut tot ce le-a stat în putință și încă fac asta. Eu vreau să le mulțumesc pentru că nu știu să fac ce fac ei, nu știu să salvez oameni. Eu pot doar să le spun tuturor medicilor că le mulțumesc că există, să nu se supere că sistemul sanitar se dezvoltă ciudat uneori, astfel încât bodyguards-ii ne iau temperatura la supermarket și se transformă într-un fel în medici, luându-le temperatura medicilor. Ciudat, e ca și cum la teatru spectatorii ar începe să-mi spună poezii în timpul spectacolului. Dar cu toate astea, ei rămân pe poziții și își fac treaba. Ați putea întreba unde să plece? He, a unde? Dar rămân. Și pentru asta, mulțumesc. Mulțumesc.